Bună ziua, doamnelor și domnilor, prietenii noștri dragi, care ne urmăriți cu drag. Ia vedeți-o pe Cutunița, ia trecut supărarea. Asta e, vă mulțumim frumos că ați încurajat-o într-un număr extrem de mare. Ați lăsat comentarii frumoase pentru încurajare, că nu e numai ea prima care a picat la sală. Asta e toată fasolea. Păi da. 1 kg. Doamne. 15 lei kilogram. Prea puțin. Facem o țără mâncărică atunci. Păi facem o țără. Uite, îl tai așa cum apucasem eu să-l tai așa micuț. Mai mărunt. Și ce frig era dimineața, eu am rămas cu ainele ăștia groase pe mine. Vreau să mănc castravetele astea, prieten, dar o să-l rog pe Leonardo să-mi spală și mie. Ce spală? Da, vrei? Te rog. El este accidental la nas, ca să știți, Leonardo. Lasă-l, te roage el, că e foarte cu minte. Noroc că a avut cu parașuta aia lui, e veche. Parașuta? Nu i s-a desfăcut parașuta, așa belinas. Nu. Cine știe ce a făcut el, unde s-a lovit la? Păi, dar nu spune, el nu spune, l-a întrebat și ursul. Dar nu știe nici la urs. Ia. Aaa, am zis că te trimis și eu pe tine. Și acum nu poți să faci nimic. Ia. Ia roguie, l-ai spălat? Da. Mulțumesc, vrei și tu? Nu. Serios? Mănânc croissant. Mănânci croissant? Hai, papă croissant. Eu papcă servetele. Că trebuia curățat. Uite cât am mai fasole, ce faină e. Bă, Cătăline, cum spui? Ai dreptate. Bobiță. Ce faci, Bobiță? Trebuie să te duci cu noi la filiaș, să te îmbrăcăm frumos de grădiniță. A, la magazinul lui Cătălin. Da, la ăla o să te duc eu acolo și o să-ți iau training. De care training vrei? Că Marele Uțu sau vrei altceva? Eu vreau cu Louis Vuitton. Cu Louis Vuitton? De ăla o să-ți iau, dacă găsim de ăla. Dacă nu, îmi iau Carle Uțu. Vă deranjează castravetele? Ce faci, Cătăline, mănânci castravetele ăla? Cum a zis Leo? Cum a zis? Da. Ce? Cum a spus? Cum a spus mame? Nu, Leo, bunicul tău zis într-un clip. Cum? Nu știu, mânca ce mânca și zicea că s-au de urât. Da, domnul. Spuneți, vă rog. Vreți? Cu ce vă pot ajuta? Vreți să vă comandați ceva? Da, domnul. Ce vrei? Fasole, carne de oaie, carne de porc sau morcovel? Sau morcovel. Ce vrei din tot? Leonardo, nu mai mănânc carne de oaie de o săptămână. Poate mai bine. Și ce s-a întâmplat dacă n-ai mai mâncat? Spune, Leonardo, ce te simți rău? Nu mai am calciu. Mă crezi? Nu mai ai calciu. Ai văzut că nu mai am calciu. Mă dor genunchi. Da. Dai să cătim. Știi ce ai făcut? Nu v-am luat eu COVID-ul cu tună. Lasă că nu ai. Ce ai făcut? Ți-a luat pelea peste mână. Da, calciu. Da, vezi că și ți-a luat pelea de pe mână. Deci, prieten, nu știu dacă o să vadă cineva din neamul lui Alin, un prieten de-al meu de la Timișoara. Azi am primit vestea că a murit. Îmi pare rău, ce să zic altceva, Dumnezeu să-l ierte, un prieten de-al meu foarte vechi, Alin. Ce-a făcut? A murit din cauza COVID-ului. Dar ce mi l-a sars, cu tuna? Ia vezi, întrerupătorul, mi se nu, pare. Nu, e la noi. Ba da. Nu, nu. Din cauza COVID-ului, m-a anunțat fratele, m-a sunat și mi-a zis, un om foarte puternic. Dumnezeu să-l ierte. A fost așa de mare cât sunt și eu, dar ia vedeți că COVID-ul l-a afectat. Am înțeles, nu știu, de nevastă sau nu știu dacă e așa și de ea. Îmi pare foarte rău de omul ăla. Eu când am fost și mergeam pe sate înainte, după fier și astea, cupru și aluminiu, el avea remat. Avea și m-a ajutat foarte mult cu bani. Duceam fier la el. Duceam bani când ajungeam și n-aveam bani,
Îmi dădea bani împrumut, câte 15, 20, 30 de milioane, cât de câte ori aveam nevoie. Ferească Dumnezeu. Mi-a dat. Ferească Dumnezeu, bine, să te-am dat. Pare rău de el, pentru că... Să-l ierte Maica Domnului. Da, să-l ierte Dumnezeu și Maica Domnului. A fost un om bun. A fost de religie, asta, cum îi zice, pocăit, cum le zice. Dar a fost un om extraordinar. Era un om bogat, un om... Da, dar era un om calm, el nu zbera, nu nimic. El râdea, de câte ori ce făceam eu cu el, el tot râdea. El când era să am ceva, să-i duc marfă și bani, el tot râdea din mă întreba, când vii Cătăline? Și adevărul că eu nu prea ajungeam la timp când îi spuneam. Tot n-aveam timp, știi, nu era intenția să-l înșel sau ceva, Doamne ferește, la noi nu se punea problema. Dar uitați că îmi pare rău. Pare rău că nu știu numele de familie să vi zic, dar o să intru pe Facebook. Cei care sunteți din Timișoara, haideți să vă dau un punct de reper. Pe strada Gării, în spatele Gării, în Timișoara, după stadion, acolo unde stau ăștia cu camioanele, dacă știți voi, pentru marfă, și pe strada Gării, acolo avea un punct de colectare fervec, remat. Am uitat cum îi zice la stradă, în fine. Lasă, ce mai zice acum? Dar mă gândesc că poate sunt oameni din Timișoara și poate îl cunosc și ei. Da. Mă, Cătăline, mi-aș băga fasole așa, mare, goală. Da, dar recunoaște cum puneai fasolea înainte. Mare așa, uite, o rupeam. Vezi? De aici, moațele ăștia doar așa. Așa o curățam, așa. Vezi? Și mi-o făceam, dar ieșea foarte bună. Nu știu ce să fac, poate nu se spune. Nu vreau să-i spună. Aoleu. Domnul Cătălinișe. Da, domnul Leonardescu. Domnul Bucătărescu? Domnul Bucătărescu, câte cornuri mănânci? Am ca șase. În șase cornuri? Nu, mai rămas unul să merg cu el la grădiniță. A, lași unul pentru grădiniță? Da, nu. Uite, vezi, pe ia-o. Ce? Nu zbera așa. Nu zbera că nu ești frumos așa să zberi când vine o vestie. Bine. Normal că trebuie să zberi, te sperii, nu? Ce e asta? Te sperii. Știu ce este, o albină. Da, un bandar. Mă duc să beau suc. Domnul Bucătărescu. Da, domnul Bobițescu. Domnul Bucătărescu. De ce cu minte? El chiar nu-i pasă de mama lui, că ce face acasă, de... El mai mult la noi aici asta. Nu știu, după noi să vină în pacul, mă vede pe mine acolo la el. Zice, ai mami, că vin la tine acolo, el îmi zice, mami. Știe că am grijă de el, îi dau să mănâncă, când vine încoa, am grijă de el. Da, nu-i vorba că de-ai spune. El și stă cu noi copilul, ce să mă... că ținem mult la el și chiar ne drag de el, îl iubim. Bobiță? Da. Dar și lumina lasă pentru că știe că noi avem grijă de el. Nu lăsăm afară, nu... Dați, prieteni, am vrut să vă caut și vouă, dar n-am mai găsit. Hai să spălăm ăștia cu tuna. Da. Care trebuie, mă? Iadul. O, da, ăla mare, iadul aici. Ăla mișto, mă, dă-l aici. Ăsta, da, bobiță. Are un metru jumate ăsta înălțime. Bravo, bobiță. Ăsta, da. Hai, pune-l. Ăsta, ruleuțul. Pe unde l-ați găsit? Le-am cumpărat, bobiță. De unde? Uite aici cât am morcov, bobiță.
strâng. Trebuie să-l spălăm, să-l curățăm. Păi mă duc să-l spăl. Nu știi, tu lasă-l spală bine cu tunița. Păi mare câte linii, uite, morcov, îl facem pe asta. Sau ia-l pe ăla de țară. Uite, mai am acolo murdari și speri. Acum se fac pe asta. Nu, bobiță, că ăla e prea mare, lasă-l. Ia cu chestia aia, de ce ți-am adus aia? În bucătărie și eu nu pot să fac cu aia. E, du-te și iau, nu mai fac cu ăla așa cu cuțitul. Sport. Uite, face sport, bobiță, cu morcov. Sport. Du-te. Sport. Face sport cu morcov. Du-te și spală. Bă, nu, bobiță, pune-l pe ăla, că e prea mare, bobiță. E prea mare. Vrei să speli, îți dai eu de lucru. Îți dau morcov să le speli. Da. Uite ce puternic. Ia pe ăștia aici și spală, vine aici. Bobiță. Uite, mi-i speli pe ăștia. O, s-o scăt, doamne, nicio. Ia nu aici. Mai le bag în ladă să le spăl, că de... Lasă-le cură, să-mi fac bine. S-au stricat, vezi? S-au stricat. Bagă, bobite, și spală la ele. Ăștia? Da, ia unul câte unul. Asta cum se bine. Cum ai văzut? Păi eu nu am putut să fac cartofi cu ea, de-aia am zis că nu pot să fac cu ea. Cum să nu faci cartofi cu aia? Noi cum să nu faci? Că-s dințile bobiți aici. Hei, vezi câte lui... da! Uite, mai e una jos, bobite. Ălea-s alule uțu. Uite, mai e una, dar trebuie să le speli și tu cu uite smurdare. Ce? Mi dai mie? Da, hai, ia, fă-i să vadă prietenii noștri. 1, 2, 3. Ălea uțu era așa mai mic ca tine când i-am cumpărat eu astea din Timișoara, vezi? Și nu sunt atât de grele. Păi nu sunt, sunt pentru copii. Vreau să-i spălăm. Hai, ia, fă-i ceapa cu tunița, uite ceapa aia. Leonardo, spală-le, nu vezi că e păr de... Du-te la rumier. Ia și ceapa aia, tai-o dacă tot ai tăiat-o cu tuna. Păi nu, așa, ca băga... Pune-o, pune-o, pune, că aia e de gust. Când i-ai dus ăștia? Aole, nu-i leuțu aici, cu tunița asta. Băi, nu băga acolo, că înfunzi canalizarea. Păi și ceapa aia. Stai să fac morcov, cât e mâinea? Păi știu că două ai, dar... Nu înțelegi deloc de câte ori îți repet. Trebuie să fac. Trebuie să fac. Ia ține tu asta, că fac eu. Băi, știu culoarea, albastră! Nu vă place, prieten, cum arată? Ia, hai să vă arăt cine mă ajută la bucătărie, urmeam să punem făsuiul. Masterul șef, uitați-l! Domnul care nu i s-a deschis parașuta! El este bucătarul, prieten. Uitați, ne-a cioplit toți morcovii. Ce să-i fac, am ce să-i fac, zic copii, uitați, s-a mai cioplit unul, vedeți? Uitați-mi, eu îi fac foarte repede. El este bucătarul care mă ajută azi. Aoleu, dăm faliment cu bucătarul ăsta. Nu vezi, aruncă morcovul, el îl taie, cred că pentru găini. Îl curăte de o oră într-una, până l-a făcut cu tot bătă. Ia uite parașutistul care a căzut cu parașuta. Cu parapanta. Nasul belit. Aschii trecerului. Uitați, prieteni, atâta de repede fac eu morcovul. Da, uitați, prieteni, ce și spune accidentul cu nasul tău, ce s-a întâmplat? Prieteni, când am căzut ce faci, băi, cocoșule? Ia vino mai aici. Am dat cu cap. Vino mai aici, bă. Hai aici. Nu mai minți, tu te-ai bătut la grădiniță. Nu. Aoleu, și i-au dat-o aia în freză. I-au dat-o în freză. Îți iei mâinile acum. Gata, termină cu aia, ajunge. Băieții și ți-au dat-o în freză. Nu, gata, nu ajung aia doi morcovi. Hai că trebuie să-i pun pe ăștia undeva bine. Și eu îi zic, aici trebuia să țipă, de asta nu vreau să-l vând. Nu mai facem filmare. Îți vând cocoșul ăsta. Îți vând cocoșul bucătare. Cum mă, ce aveți mă cu cocoșul meu? Băi, copii, băi, halo. Ăla-i cocoșul meu, mă. Ia mă, hai, țipă. Țipă, mă.
Capitane, asta e fosta lui? Care e fosta? E fosta muiere. Fosta muiere și are două muiere. Aoleu, ce-a făcut de așa? Hai că trebuie să fac cu prieteni și mai revenim. Cu domnul, pentru domnul Cătălin. Ia, ce știi tu să cânti? Eu de drumul în ce știi tu, Bobiță? Bobiță cu cătărul. Face mâncare. Nu știu să fie chiar cântătul. E, decata, decata. Decata, 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 decata. Hai, cântă și tu. Bobiță și buburuza. Oi, gata, masă, copii. Wow, ce somn în el. Mă, Cătălin, las lingura asta mare. Păi zice, n-ai alta mică? Să caut una mare. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Hai să vedem ce a făcut cutunița aici. Stai, ia să vedem gata. Ce fasole. Gata. O, gata. Arată bine, prieteni. O, cutunița a făcut mâncare bună, nota 10. Ia să vedem ce notă îi dai tu, Leonardo. Ce bine miroasă. Ce miroase? Cui, cu mirasa piparcă. Nu zi lingura mică. Unele cu aia, n-are nimic. Stai acolo lângă bucăta? Eu nu am piparcă iute. Hai mai că drogă. Nu e piparcă iute, mă. Am glumit. Să aduc... Mirosea bine. Mă, nu stă dorme la ora asta. Sunt obosit, mă. Eu plec la 7 de dimineață la școală. Eu merg la 7 la școală cu tine la 12. La ultima oră. Eu merg la 16. Tu azi ai fost la grădiniță, mă? N-a fost, că nu vrea să se țină de școală. Nu, nu vrea să învață tabla mulțirii. Ăsta minte! Cât face 1 plus 1? Să nu zici că nu știi. 13. Bravo, mă! 13. Nota 10. Vezi că ai învățat la grădiniță că ai fost 2-3 zile și ai învățat? 1 plus 1, prieteni, face egal cu 13, să știți și voi. Și merg la școală. Leuțu, știi că vrea să se mută la liceu, auzi? Te muți la liceu? Nu mai vrea să se mută. De ce te muți la liceu? La general. Ca păi să fie, auzi, la poate de noi. Ca în pauză la mine. Vin, dacă te muți la liceu, o să vin. Ți aduc de mâncare, dacă vrei. Și cine mă ține acolo? Te ține profa. Profa, da. Dai grijă că e fierbinte, pune-l uleiul. Mie pune piept, e de pui. Știu că tu mănânci numai piept. Dar de ce? Atât, gata. Maa, uitați! Maa, ce miroase de bine! Vezi ce miroase de bine? Ce da. Fasole, vede, ajunge cu tuna. Și a luat nota cu tunița de la Leonardo. Fasolica verde, prieten. Aoleu, iarăși aici muștele peste noi. Închide ușa și tu. De ce? Păi intră muștele, iarăși a intrat peste noi. Și mănâncă toată mâncarea noastră. Leonardo, zici Bobiță. Ne mănâncă mâncarea, mă. Ia pe Nică, hai. Păi tot ai fost cu treaba, ai fost cu mintea astăzi, m-ai ajutat la mâncare. Aaa, bă, tu știi ce nu știi de bine. Ia gustă și spune-ne la prieteni. Hai să vedem cum este. Uite cum întinde. Ia! Nota 10, ai primit cutunița! Doamne ajută, felicitări! Ai primit un 10, cutunița! Nu, serios. Miroase bine. Ce miroase? Piept? E foarte bine. Da. Eu îi dau un 9. Cam atâta, prieteni. V-am arătat și azi tocana făcută împreună cu Bobiță de la Strehaia. Da, cu el împreună. Cu Dunița și Bobiță au făcut tocană de fasole. Să nu mă lăsați acasă când merge
mergeți în parc, să mergeți cu mine. Da, papule, mergi cu noi împreună când mergem în parc. Și spune, să nu uiți să mei training, să știe prietenii, Telegram. Bobiță, să, nu uiți să nu uiți să mei training. Gata, Bobiță. Prieteni, vă salutăm numai bine. Vă dorim o zi plăcută. Doamne ajută. Să dați un like și subscribe. Pa! Pa! Mulțumim, Doamne ajută, numai bine, prieteni, la revedere!